M-am gândit în seara aceasta, de mai multă vreme am aceasta în minte, să răspund la câteva întrebări care există și între frații noștri de aici din zonă, dar și din alte părți. Una dintre întrebările care frecvent mi se pun, mai ales în urma unor afirmații care se fac în diferite predici, în diferite biserici, legate de Biblia pe care o utilizăm, și anume traducerea Cornilescu. Îmi spunea cineva, uite, am ascultat o predică, în predica respectivă, un frate slujitor a făcut o afirmație, vorbind despre un subiect din Biblie, că în traducerea Cornilescu sunt erori. Cornilescu n-ar fi tradus bine și mi-a dat și două exemple. Vreau să vă spun că dacă începem cu ideea aceasta, că există greșeli în traducerea Cornilescu, care nu sunt compatibile cu voia lui Dumnezeu, adică care, știu eu, răstălmăcesc într-o mare măsură ceea ce a vrut Dumnezeu să ne spună sau să ne învețe, dacă pornim cu ideea aceasta, așa e foarte ușor să ajungem să contestăm oricare traducere. Și să nu mai credem că Scriptura aceasta, Biblia sau Sfânta Scriptură, cum o mai numim, a ajuns până la noi pentru că așa a vrut Dumnezeu. Aici, cuvântul Domnului ne spune, pe prima pagină a Bibliei, se numește Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Afirmația aceasta că sunt greșeli, că sunt erori de traducere care schimbă fundamental înțelesul unei fraze, până acolo încât trebuie să ne schimbăm doctrina, vreau să vă spun că nu sunt compatibile aceste afirmații cu ceea ce avem ca și înțelegere că Duhul Sfânt își călăuzește biserica și a călăuzit-o de-a lungul timpului și a făcut Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca această carte, scrisoarea lui de dragoste pentru toți oamenii, să ajungă până în vremea noastră. La multe mii de ani după ce a fost scrise părți din ea, la cel puțin 1900-2000 de ani după ce a fost scrise ultimele cărți care conțin această Sfântă Scriptură, Vechiul și Noul Testament, având și o pecete de final, cuvintele din Cartea Apocalipsei, din capitolul 22, versetul 18, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Aceste cuvinte sunt ca o pecete pe toată Biblia. Ele pot fi atribuite că sunt ca o pecete pe cartea Apocalipsei, dar și pe toată Biblia. La această carte nu poți să adaugi și nu poți să scoți. Și lucrarea prin care Dumnezeu a făcut-o să ajungă la multe popoare, la multe neamuri. Eu cred că a fost călăuzirea Duhului Sfânt. Citeam despre Dumitru Cornilescu că în 1911 sau 12 prințesa Raluca Kalimachi a venit din Occident, s-a dus la seminarul teologic ortodox din București. Le-a spus domnul profesor de acolo, eu în Occident, am intrat în contact cu creștini, am devenit creștină născută din nou. Vreau să fac ceva pentru poporul meu român. Cu toate că
dicționarul la rus o certifică, o certifică ca fiind o prințesă de franceză. Ea avea origini românești și ea spune, vreau să fac ceva pentru poporul român, vreau ca fiecare român să aibă pâinea vieții pe masă, adică Biblia. Și pentru aceasta vreau să cheltui ceva din averea mea, să finanțez, să plătesc, să sponsorizez un om care să fie în stare să facă o nouă traducere a Bibliei în limbajul curent al vremii. În limbajul care era înțeles de cea mai mare parte a populației principatelor în vremea aceea. Sau țării românești în vremea aceea. Profesorii au recomandat pe tânărul Dumitru Cornilescu, student în anul 2 la seminarul teologic ortodox. Ea a stat de vorbă cu el, i-a spus, tine, te sfătuiesc în următorii 2 ani să studiezi foarte bine greaca veche, să studiezi foarte bine ebraica, să studiezi foarte bine limbile de circulație în care mai este tradusă Biblia, italiana, spaniola, franceza, engleza și germana. Și vreau să te folosesc pentru o lucrare extraordinară când vei termina seminarul, să te faci o nouă traducere a Bibliei în frumosul grai românesc care e înțeles de cei mai mulți oameni. După 2 ani, prințesa s-a întors, tânărul Cornilescu terminase seminarul, a fost hirotonosit ca preot, ea l-a luat, l-a dus la Stâncești, lângă Botoșani, unde avea avere, și acolo, într-un conac al familiei, în subsolul răcoros a acestui conac, a avut câteva camere amenajate pentru tânărul Cornilescu și multă maculatură și multe surse din toată Europa strânse acolo, și el s-a apucat de lucru și a tradus Biblia într-un limbaj care este accesibil și astăzi tuturor celor ce trăiesc în țara românească, mai puțin poate copiilor, fraților noștri din diaspora, care au mai pierdut din uz, chiar dacă vorbesc românește, multe din cuvintele care încă se mai folosesc în România. Cred că lucrarea aceasta a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu a tradus prin omul pe care l-a folosit pentru aceasta, prin influența pe care Duhul Sfânt o dat-o acestui om, care, traducând Biblia în limba română, a devenit și el un om născut din nou, a înțeles profund, mult mai profund, ce înseamnă cu adevărat să fii creștin. Și bineînțeles că a intrat în dispută cu biserica, cu autoritățile ortodoxe, care mai apoi l-au și exclus din sânul membrilor ei. Aceasta este important de știut, de afirmat, de crezut. Traducerea Bibliei în limba română de către Dumitru Cornilescu a fost o lucrare care a fost controlată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Toate cultele evanghelice din România au folosit această nouă traducere a Bibliei. Și vreau să vă spun că cel puțin Mișcarea Pentecostală, cu peste 400.000 de membri la ora actuală în România, a câștigat un teren extraordinar. Biblia, în limbajul acesta, folosit de Cornilescu, a fost înțeleasă, a fost acceptată, a fost căutată, a fost dorită. Acum, câteva referiri la cel puțin 2 mențiuni care mi s-au spus că sunt traduse greșit. De exemplu, la un moment dat Dumnezeu îi poruncește lui Moise să le facă preoților
haine cu care se îmbrace și între hainele pe care trebuiau să le îmbrace preoții, atunci când trebuiau să facă slujbă înaintea Domnului la cortul întâlnirii, Dumnezeu îi spune lui Moise, fă-le niște ismene de in. Ismenele astea de in, spune Dumnezeu la Moise, să le acopere corpul de la brâu până la glezne, să le acopere goliciunea, scrie Biblia aici. Și bineînțeles, legat de această afirmație a Bibliei, teologii moderni de astăzi, care tot speculează și tot cercetează și tot dau peste cap, mai ales lucruri care parcă țin de o anumită cultură. Vin și spun, în original, nu există expresia aceasta să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Ce este un cuvânt din care se poate înțelege că era vorba de niște, hai să le zicem izmene, cum le zice Biblia, până la genunchi. Că ei, de fapt, foarte mulți oameni purtau tunici până la genunchi. Și pentru libertatea în mișcare pe care trebuiau să o aibă, de la genunchi în jos, piciorul era descoperit. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, lăsând deoparte traducerile diferite care ar putea să fie și care ar putea să spună ce să spună, eu cred că Biblia se traduce cu Biblia. Și atunci mă uit la un principiu biblic pe care l-a hotărât Dumnezeu în ceea ce privește hainele. Spuneam într-o predică, când m-am referit cu precădere la haine, că Dumnezeu, după ce primii oameni au călcat porunca lui Dumnezeu și au fost izgoniți din rai, din pricina acestei călcări de lege a lui Dumnezeu, ei au fost îmbrăcați de Dumnezeu. Și acolo există o interpretare. Că de fapt nu ar fi fost vorba de haine de piele, ci ar fi fost vorba de haine pe piele. Adică acoperită pielea omului de la gât până la încheietura mâinilor și până la glezne. Nu știu cât este de exact. Oricum, din ceea ce am văzut la poporul evreu, există mărturii istorice în scripturile evreiești, în Talmudul evreiesc, că hainele evreiești acopereau corpul în întregime, atât la bărbați cât și la femei. Și acele ismene pe care în vremea când evreii au fost deportați o parte din ei în Babilon, au ajuns să le poarte toată lumea, nu numai preoții. Biblia spune, vă citesc un cuvânt din cartea prorocului Daniel, de exemplu, când sunt aruncați în cuptorul aprins, cei trei tineri care n-au vrut să se închine înaintea chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar în Valea Dura, Biblia spune, oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Nu-mi imaginez că s-au dus și au scotocit pe acasă, pe la ei, ca să vadă ce haine mai au de rezervă, prin debarale, prin dulapuri, ca să le arunce și pe acestea în foc. Și mă gândesc că era vorba de ceea ce aveau ca îmbrăcăminte pe ei. Și Biblia spune că aveau și izmene, și cămăși, și mantale, și altele. La momentul când ies afară din cuptor, spune Biblia că
Focul n-a pusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele rămaseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Adică hainele lor cu care au fost aruncați în foc, le enumeră, între care sunt și izmenele. Dacă vă uitați puțin în anumite pietre cioplite, sculptate, teracote arse în foc, cum eu am o colecție impresionantă, o să puteți vedea la foarte multe popoare pantalonul, care este urmașul izmenei sau izmana de care îi vorbește Biblia. Că la cele mai multe persoane, până la gleznă, la unele persoane este chiar legat jos acolo la gleznă, se vede. Se vede pe coloana lui Traian, strămoșii noștri daci, îmbrăcați în pantaloni, până la glezne. Ca și țăranii noștri de mai târziu. Se vede pe teracote arse în foc, se vede pe medalile turnate de împărații romani, cu ocazia înfrângerii diferitelor popoare, sciți, germani, celți, africani și alții. Și se văd romanii. Romanii care, într-adevăr, aveau pantalonii până la genunchi. Sau mai sus decât genunchiul. Pentru ei era o ofensă să le fie acoperite picioarele. Ținea ceva de obiceiurile barbarilor. Dar pentru romani și pentru greci, evrei erau și ei barbari. Ca și alte popoare. Dacă traducem Biblia cu Biblia, Scriptura cu Scriptura, goliciunea e până la glezne, nu numai până la genunchi. Din această pricină o să descoperiți, în afara acestor două popoare, culmea civilizației acelor vremi, romanii și grecii. La multe popoare considerate barbare, dar mai cu frică de Dumnezeu sau de zei, decât aveau romanii și grecii, că erau acoperiți, îmbrăcați, fără să etaleze goliciunea. La romani era o practică. Gladiatorii care urmau să susțină o bătaie pe viață și pe moarte între grupuri diverse. Erau unși cu ulei și puși să defileze goi prin arenă ca să fie admirați de publicul roman. Uitați-vă la statuile care se mai găsesc încă în Roma. După 2000 de ani, aruncătorii cu discul, zei numiți, zei de către strămoșii noștri până la urmă, dacă ne tragem și din latin, după cum spun istoricii, care cei mai mulți dintre ei înfățișați nud, femeile dezbrăcate. La poporul evreu așa ceva n-a existat. Dar cei care traduc Biblia în acest fel, teologii, care încearcă să răstălmăcească Scripturile, găsesc tot felul de chichițe. Este un cuvânt în Biblie, de exemplu, în cartea prorocului Ieremia, ca să vedeți că hainele erau până jos și acopereau corpul în întregime, îi spune Dumnezeu unei națiuni pe care o compară cu o femeie. Și dacă vei zice în inima ta pentru ce mi se întâmplă lucrul acesta, versetul 22 din capitolul 13 Ieremia, din pricina mulțimii nelegiuirilor tale ți s-au ridicat poalele hainelor și ți se dezgolesc călcâiele cu sila. Până unde erau hainele? Pot să înțeleg că a zis Dumnezeu la Moise, fără ismene de in, până la glezne. Găsesc aici că până la călcâi erau hainele unei femei. Și a unui bărbat. Tot în Ieremia, în capitolul 2, dacă nu greșesc, spune
Un cuvânt de mustrare pentru națiunea lui Israel comparată cu o femeie. Măgăriță sălbatică deprinsă cu pustia care gâfâie în aprinderea patimii ei. Cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească. O găsesc în luna ei. Nu te lăsa cu picioarele goale. Nu-ți usca gâtrejul de sete. Dar tu zici, degeaba, nu, căci iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Nu te lăsa cu picioarele goale. Dacă ne uităm la anatomia Bibliei, picioare înseamnă de la grezne în jos. Citiți în cartea lui Daniel, vă rog, atunci când e descris chipul de aur pe care îl împățișează Dumnezeu în vis lui Nebucadnețar și pe care îl traduce Daniel, spune Biblia capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint. Pântecele și coapsele erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele parte de fier și parte de lut. Deci coapsele de la brâu până la genunchi. Fluierele picioarelor de la genunchi până la glezne. Și picioarele care erau parte de fier și parte de lut de la glezne în jos. Despre Domnul Hristos spune Biblia că avea o haină lungă până la picioare. Nu până la coapse, adică până la glezne. Până din jos de glezne. Sigur, găsim multe dovezi în Biblie când vrem să traducem Biblia cu Biblia. Un alt lucru despre care mi s-a spus că sunt îi tradus greșit în Biblie, în traducerea Cornilescu, când este vorba despre căsătoria fecioarelor. Și cuvintele acestea, dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstrei și nevoia cere așa să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. M-am uitat și în varianta franceză. Am o Biblie în limba franceză. Pentru că am avut o bucată de vreme aici, după cum știți, o familie de oameni care vorbeau numai limba franceză și engleză. Și mai vorbeam cu ei în limba franceză, atâta cât mă pricepeam eu să vorbesc. Și mi-am cumpărat o Biblie în limba franceză, chiar două, ca să mai citesc prin ea. Și am descoperit că traducerea în limba franceză e chiar mai directă decât a noastră în limba română. Aici spune, dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstrei și nevoia cere așa să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dacă crede cineva, scrie în limba franceză, că este rușinos pentru fica lui fecioară, parcă mai clar, să treacă de perioada nubilă sau de floarea vârstrei și nevoia cere așa să facă ce vrea, nu păcătuiește să mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare, scrie și în varianta franceză, și nu este nevoit, ci este slobot să lucreze cum vrea, și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Ei spun ăștia, nu, aici traducerea nu-i bună. Există trei interpretări, nu o să mă refer la ele, decât la cea care contestă traducerea noastră Cornilescu. Și spun, nu-i greșit să spui că cineva are autoritate asupra fiicei lui sau s-o mărite sau să nu o mărite. Nu-i corect. Ăsta e un abuz. E un abuz pentru oamenii de astăzi, care judecă cu mintea de acum, când copiii fac ce vor. Dar acum 2000 de ani, pe vremea lui Pavel, când era foarte clar că, mai ales în cultura ebraică și nu numai, o fată era sub tutela tatălui ei. Ea dacă făcea un jurământ, tatăl o putea dezlega de jurământul pe care îl făcea. Sau îi putea întărea jurământul până intra sub tutela bărbatului ei. Cei care contestă traducerea aceasta spun că, de fapt, aici este vorba
Nu de tatăl fetei care poate să ia o hotărâre în privința ei, ci de logodnicul ei. Nu are niciun sens pentru mine. Nu o să vă mai spun acum cum mi s-a tradus aceste cuvinte în, se spune în original. Nu există originale, decât copii după copii după copii după copii. De-aia cred că a ajuns Sfânta Scriptură la noi, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a călăuzit această lucrare ca să avem și noi parte de pâinea vieții. Traducând Biblia cu Biblia, căsătoriile în poporul evreu și nu numai, în toate popoarele Europei și a lumii chiar, căsătoriile nu se făceau prin voința proprie a copiilor, ci părinții erau cei care puneau la oaltă. Îi logodeau și îi căsătoreau. Și de cele mai multe ori, până și alegerea aparținea părinților. Dar puteau să fie situații când părinții doar acceptau anumite alegeri a copiilor lor, considerându-le înțelepte și în concordanță cu propria lor voință. Și când nu era după propria lor voință, atunci refuzau. Și sunt exemple în Biblie.